În fiecare an s-a organizat de către Statul Major al Forțelor Aeriene la Statuia Eroilor Aerului din București acest eveniment prin survolul aerian al statuii cu două elicoptere Mi-17 și un elicopter C-135 alături de aeronave ale celorlalte structuri de aviație din întreaga țară. În această dimineață, în capitală, a avut loc ceremonie militară și religioasă cu depuneri de coroane de flori în memoria eroilor aviatori la Monumentul Eroilor Aerului din Piața Aviatorilor. Pe timpul ceremoniei au evoluat ca în fiecare an aeronave militare, dar și aparate de zbor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, precum și iacării acrobați. Pe parcursul întregii zile, oamenii au putut vizita Muzeul Național al Aviației Române din București. Aici au putut admira materiale semnificative ale istoriei aeronauticii românești, avioane militare, stații de radio, locație, tehnică de artilerie, antiaeriană și rachete solaier, machete, uniforme, decorații și documente de arhivă.